că termină Ștefania, hai să compunem din nou în exerciții, da? Ștefania, ai terminat? Da. Bravo, mă, uitați, voi mergeți mână în mână, așa, foarte... Sunteți probate de-a lungul timpului și știți foarte bine că sunteți foarte aproape. Mă bucur mult. Tot trebuie să dați? Da. Ștefania, vreau neapărat să povestești tu cum ai făcut. Deci, dragilor, am uitat să dau drumul la cameră, am început, și ca mea n-am mai rezistat. Ne-am uitat că suntem în direct și eram tare fericiți. Dar eu vreau să și reținem lecția, ca să o punem pe internet. Eu când mă duc acasă, trebuie să discat, îl fac pe internet, pe YouTube, și toată lecția va fi acolo. Dar din clipa asta ne-am dat drumul și se și registrează. De ce le spunem tuturor că noi facem niște lucruri spectaculoase. Am compus un exercițiu nou și am înlocuit una din cifre, aici era 300, și acum am propus să fie rezolvat de voi. Ștefania Condoma, tu te gândești la compunerea unui exercițiu. Cum ai văzut că am făcut, da? Cât mai fisticiu, cât mai ciudat. Da? Să văd. Hai să vedem, Ștefania. Am scris exercițiul. Da. Am făcut 10 împărțit la 2 și ne-a dat 5. Bun, descriu și eu. X împărțit la 25 plus 3. Închidem paranteză la 8. Împărțit la 3. Da. Închidem paranteza la pătrată. Bun. Plus 5. Bun. Și ne cade, acolat. Bine, egal cu? Egal cu 5 ori 2. Adică 5 ori 2 se scrie, da. 5 ori 2. Da. Echivalent cu? X împărțit la 25, da, plus 3. Da. Închidem paranteza. Da. Împărțit la 3. Deci împărțit la 3, da. Închidem paranteza pe 3. Da. Plus 5. Da. Și egal cu 10. 5 ori 2, 10. Corect. Acum. Echivalent cu? Împărțit la 25 plus 3. X împărțit la 25 plus 3. Închidem paranteza. Da. Împărțit la 3. Închidem paranteza pătrată. Da. Egal cu 10 minus 5. 10 minus 5. Foarte bine, frate. Corect. Acum. Să le explicăm celor care nu urmăresc. Fiindcă ți-a imaginat că este un termen al sumei. Da. Unul din termeni. Ne-am imaginat că este termenul 1, da, termenul foarte 2 bine. Și termenul 3. Deci termenul 1, termenul 2 și rezultatul. Da, și rezultatul. S-a scăzut din rezultat 1 din termeni. Bine. Așa. Acum o să ne cadă paranteza pătrată și facem. Da. X împărțit la 25 plus 3. Bun. Împărțit la 3. Da. Deci, așa. Împărțit la 3 egal cu 5. Egal cu 5. Echivalent? Ne cade paranteza rotundă. Bine, mă, foarte bine. Și X împărțit la 25 plus 3. Da. Egal cu 5 ori 3. 5 ori 3. Acum, X împărțit la 25 plus 3. X împărțit la 25 plus 3 egal cu? Și ne dă 15. Foarte bine. Echivalent? X împărțit la 25. Da, care este în termen al adunării. Da. Egal cu 15 plus 3. 15? Minus. Așa, 15 minus 3. Așa. Perfect. Minus. Echivalent. Și acum, X împărțit la 25. Da. Egal cu... 15 minus 12. Corect. Acum, X egal cu 25 ori 12. 25 ori 12. De împărțit egal cu câtul ori împărțitorul. Da. Și egal X cu... egal cu 300. X egal, echivalent, va spune X egal cu 300. Foarte, foarte. E? Asta este. Să știi că sunt foarte fericit. Foarte încântat de faptul că merge bine treaba. Și bine gândești. Foarte bine. Da? Așa. Să vedem, Ramona, dacă mai ai de lucru, nu? Da, sunt la sfârșit. Ești la sfârșit. Să vedem acum și aștept un pic ca să vedem ce a compus ea.
și nu ne spui nimic, pui în X-ul vrei tu, știi unde să-l pui ca să fii șmecher, cât mai în interiorul parantezilor, și spui acum să se rezolve, să se afle X din calculul următor, da? Bun. Nu ne spui, atenție, nu ne spui. X. Da. Împărțit la 100. X împărțit la 100. Plus 10. Plus 10. Minus 3. Minus 3, tot în paranteză, da? Da, în paranteză rotundă. Tot într-o paranteză rotundă, perfect. Împărțit la 7. Împărțit la 7. Într-o paranteză dreaptă. În paranteză dreaptă. Ori 20. Ori 20. Închidem o acoladă. Bun. Excelent, frumos exercițiu. Ori 3. Ori 3, da. Egal cu 120. Egal cu 120. Îl facem? Gata, îl facem. Haide. Cât șterg eu tabatul dintr-un înainte cu exercițiu, să vezi dacă așa. Și pe urmă, facem amândoi. Stau să sucem un pic tabla. Asta era mora cât. Să facem mai... Tu mai ne compui un alt exercițiu. Mai tare. Ca să ai timp mai mult. Da? Faci un altul. Adică n-am adus. Ne punem la lucru. Dar ne descurcăm. Ne descurcăm. Hai, Ștefania, vorbește, ca să mă ajut și pe mine. Că tu te-ai uitat acum, știi o parte din șmecherii. Dar eu nu am avut timp să mă uit deloc. Zi tu, hai să vă arăt. Facem X împărțit la 10. La 100, nu? La 100, la da. 100, așa. X împărțit la 100. Da. Plus 7. Sigur că da. Asta o putem face, da? Plus 7. Închidem paranteza. Da. Împărțit la 7. Bun. Închidem paranteza pătrată. Da. Ori 20. Da. Necade acolare. Bun. Și egal cu 120. Împărțit. Foarte bine, foarte bine. Excelent. Te-ai prins foarte tare, că un termen de la mulțiri, iată, să le spune și cei care nu știu. Ți-ai închipui că ăsta este un termen al mulțirii și cel al doilea, un factor, factor se cheamă, da? Un primul factor și ăsta e al doilea. Și ca să afli pe primul factor, știind rezultatul și așa, înseamnă că împarți rezultatul la unul din factori. Foarte tare, foarte bine. Deci egal cu 120 împărțit la 3. Echivalentul. Acum, X împărțit la 100. X împărțit la 100. Plus 7. Plus 7. Închidem paranteza. Da. Împărțit la 7. Da. Închidem paranteza pătrată. Da. Ori 20. Ori 20. Egal cu? Egal cu... 120 împărțit la 3. Ca 3 în 12. De 4 ori. 4 ori, foarte bine, 4 ori. Și 3 în 0, de 0 ori. 0. 40. 40. Cât vine 40 plus 40 plus 40 de 3 ori, nu? Da. Bun. Acum facem X împărțit la 100. Deci e cu X împărțit la 100. 7 și închidem paranteza rotundă. Da. Împărțit la 7 și închidem paranteza pătrată. Da. Nu, ne cade paranteza pătrată. Cade paranteza pătrată. Foarte tare. Așa. Egal cu 40 împărțit la 20. 40 împărțit la 20. Acum, X împărțit la 100 plus 7. La 100 plus 7. Închidem paranteza rotundă. Da. Împărțit la 7. Da. Egal cu
40 împărțit la 20, ca 4 la 2. 2. 2. Da. Egal cu 2. De 2 ori câte 20 fac 40. Bun. Acum, x împărțit la 100 plus 7. Închidem paranteza. Da. Egal. Nu. Necai de paranteza rotundă. Foarte tare, foarte tare, foarte bine. Așa. Egal cu 7 ori 2. 7 ori 2. Echivalentul. X împărțit la 100. Așa. Plus 7. Da. Egal cu 7 ori 2, 14, nu? 14, da. Ah. 14. Echivalent. Și acum, x împărțit la 100 egal cu 14 minus 7. Foarte bine. Echivalent. Acum, x împărțit la 100. X împărțit la 100 egal cu? Egal cu 14 minus 7. 7, nu? Da, 7. 7. Acum x. Da, deci vă zic, vale x. Egal cu 100. Așa. Ori 7. Foarte bine, foarte bine. 100. X egal cu 400. Cu 700. 700. Da, 700. 700. Excelent, am aflat, așa este? Da. Da, vă găsiți, dar mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte frumos. Dovadă că le-ai gândit bine, este că noi, în timpul rezolvării, n-am avut greutăți. S-au făcut împărțire exact toate chestiile tale, tot ce-ai gândit. Ne-ai pregătit alte greșeli? Da. Ți-l facem. Îl facem. Nu ne dă... Ia să vedem. 30 ori x. Deci, 30 ori x. În paranteză rotundă. 30 ori x în paranteză rotundă, da. Împărțit la 2. Împărțit la 2. Închidem paranteza. Aș vrea să spun că nu mai este nevoie de... Că sunt de același fel, la același nivel. Și dacă sunt de același nivel, se execută... Știți că sunt operațiile adunări, scădere, mulțiri, împărțiri. Mulțiri și împărțiri se facă. Deci prima adunări, scădere. Da. Dar dacă sunt de același rang, nu mai e nevoie să execută în ordinea în care sunt ele. Deci 30 ori x. E deprisos să mai pun în paranteză rotundă. Ah. Da? Împărțit la 2, închidem paranteză... A, sau nu mai acum punem pe rotundă. Rotundă. Ai înțeles de ce, da? Da. Da. Plus 5. Plus 5. Închidem paranteză pătrată. Acum punem tot într-o paranteză pătrată, da? Da. Așa. Ori 4. Vreau să te anunț că nici aici, asta de rotundă, nu mai trebuie pusă. Că să înțelege că trebuie să-i facem pe astea. Și mai târziu să o facem pe asta. Da. Bun. Acum știu și pe asta. Cu ocazia asta am repetat, nu numai pentru tine, pentru foarte mulți cei care ne privesc. Așa și rămâne numai rotunda asta. Așa. Da? Ori 4. Ori 4, da. Ce bine. Că totul se muncește cu 4. Minus 9. Minus 9. Foarte tare. Da. Egal cu 431. Cu 431. Ne-am făcut. E parcă ușurel, chiar ușurel, pentru că m-am paranteză. Tu ai pus parantezele cele și încărcasă. Da. Dar acum ai înțeles șmecheria. Da. Nu pui decât atât cât să fie necesar. Gata, ne apucăm noi acum. Ce-l facem. Echivalent cu? 30. Da. Ori x. Ori x. Împărțit la 2 plus 5. Da. Închidem paranteza rotundă. Da. Ori 4. Egal. Ori 4. Egal cu? Egal cu 431. Da. Minus 9. Atenție! Ți-ai închipui că ăsta e descăzut, ăsta e scăzătorul. Și ca să-l aflu că e descăzut, facem adunare. Așa! Plus 9.
Plus 9. Acum. Echivalentul. 30 ori x. Da. Împărțit la 2 plus 5. Închidem paranteza. Da. Plus ori 4. Ori 4. Egal cu 440. 440, sigur că da. 1 și cu 9 fac 10. 10 adus de acolo, 440. Echivalentul. 30 ori x împărțit la 2 plus 5. Da. Închidem paranteza. Nu, cade paranteza. Da, egal. Egal cu 440. Da, 440. Împărțit. Așa, la foarte, 4. La 4, foarte, foarte, foarte. Echivalentul. Echivalent. 30 ori x împărțit la 2 plus 5 egal cu 4 în 4 odată 4 în 4 odată și 0 0, așa. Faci 110. 110. Bun. Așa, acum facem 30 ori x. Deci 30 ori x. Împărțit la 2. Împărțit la 2. Egal cu 110. 110. Plus 5. Atenție! Că-ți închipui tu că asta e primul termen. Facem minus. Așa, minus. Că e al doilea, rezultatul este 110 și ca să afli pe 1, deci scădem din rezultat, din sumă pe... Deci minus 5, da? Da. Echivalent cu? 30 ori x. Ori x. Împărțit la 2 egal cu... 100? 100... 15, nu? 15. Vă atenție, nu 105, 100, nu. 105. 105. Din 10 scădem 5, rămân 5, da? Și 105. Așa. Acum facem 30. Da. Ori x. Egal cu 105. Ori. Asta e. Aici e important. Ori 2. Foarte, da. Fac 210. Da. Descrie-mi la 110 ori x. Ori x egal cu? 30 ori x egal cu 210. 210. Așa. Echivalent. X egal cu 210. Da. Împărțit la 30. 210 împărțit la 30. Acum x egal cu 3 în 21 de 7 ori. De 7. 7 ori 3, 21. Și 0 o ducem la aici. Și ne-a dat 70. Deci, 70 sau 7? Nu, că trebuie să zic 7 ori 0, 0. 7 ori 3, 21. E bine, 7, atât. Da, m-am încurcat și eu, na, să vezi, n-am fost atent, m-am încurcat. Deci rezultatul este cât? 7. Ai bine? Da. Mai ce gură ești. Ai pregătit unul? Da. Tot mă gândeam eu când n-am egheșiții. Dacă te-am învățat acum, uite că mi-a luat pâinea. Pe la gură, cum se spune. Adică eu am rămas fără profesorul din mine. Dar vei crește tu mare și vei fi cea mai bună propunătoare de egheșiții. Iată. Ce lucru minunat. Poftim. X ori, paranteză rotundă. Cum? X ori. X ori. Paranteză rotundă. La cine faci? Extraordinar. Ori. 5 plus 26 împărțit la 2. 5 plus 26 împărțit la 2. Ai, 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 cine faci? Minus 7. Minus 7. Tot în paranteză rotundă. Da. Minus 7. Închidem paranteza rotundă. Așa. Împărțit la 11. Împărțit la 11.
Închidem paranteza dreaptă. De la început? Da, și de la început. Așa. Ori 9. Ori 9. Egal cu 81. Egal cu 81. Dacă ți-am spus că sunt mai grele când îmi băgă pix la început, asta mi-ai făcut. Șmecheră ce ești tu. Asta îmi faci. Da. N-am avut ce face să-i spun chestia asta. Că ne punea pix mai la sfârșit și noi făceam calcul acolo. Era ușor. Da, așa. Asta e. Da, nu ne dăm mai toți. Îl aflăm pe pix acum. Ești la comandă. Așa. De tu ești șef. Facem paranteza pătrată. Așa. Deci scriem până la paranteza pătrată. Așa. X. X ori paranteza rotundă. 5 plus 26 împărțit la 2. Așa. Minus 7. Minus 7 împărțit la... Nu, cade paranteza pătrată. Cade paranteza dreaptă, împărțit la 11, egal cu... Așa, egal cu 81 împărțit la 9. 81 împărțit la 9. Acum, x, e, x ori... X ori... 5 plus 26 împărțit la 2, minus 7. Da. Închidem paranteza rotundă, împărțit la 11, egal cu 9. Egal cu 9. Echivalent cu? X ori. Deschidem paranteza rotundă. 5 plus 26 împărțit la 2, minus 7. Da. Cade paranteza rotundă. Așa. Egal cu 11. Ori 9. Egal cu 11 ori 9. Și cade paranteza rotundă asta rotundă, la... Rotundă, da. Ia să vedem dacă pică. Dar de ce am pus eu? Trebuia pus unde după? Nu, trebuia paranteza rotundă după 7. Eu zic că rămâne încă. Știi de ce rămâne? Că este X înmulțit cu ăsta. Deci cu toate paranteza. Rămâne. Da. De data asta rămâne. Așa. Acum. Deci, 11 ori 9. Bine. Da. Echivalent cu? X ori 5. Deschid. Da, deschid. Deschidem paranteza rotundă și facem 5 plus 26 împărțit la 2 minus 7. Egal cu 99, nu? Egal cu 99, da. Echivalent cu? Acum, X ori... Păi nu puteam să facem noi paranteza asta încă, Radu, după noi atâta. Ce... Am muncit atâta, te-am scris-o, dar nu putem lucra la ea. Ba da, putem să facem împărțirea. Asta-i. Asta-i. Și tu nu să facem scăderea și adunăm? Ne-ai păcărit acolo, am tot cărat-o. Asta, să o facem acum. Hai să zicem X înmulțit cu... 5 plus... 5 plus... 26 împărțit la 2 egal... 2 în 2 odată. Odată. 2 în 6. 6. De 3 ori. 3 ori. 13 minus... 13 minus 7. Corect. Egal cu 99. Egal cu 99. Echivalent cu X înmulțit cu... X înmulțit cu... 5 acum, plus 13. O să ne cadă paranteza rotundă. O să ne cadă, sigur că da, dar 5 plus 13 face? 5 plus 13, 18. Minus 7. Minus 7, egal cu 99. Nu. 5 minus, plus 13, 18, minus 7, facem de dată. 11, da. 11. X ori 11, egal cu 99. De unde rezultă echivalent? X egal cu? Acum, X e
egal cu 99 împărțit la 11. Exact. Și face 9. Face 9. Mulțumită? Da. X trebuia să fie 9? Da. Am reușit. Singura chestie care îmi pare rău, trebuie să spun, când am făcut la început asta, mă. Deci asta o puteam face, am tot scris de atâtea ori, dar ne-a fost teamă să ne apropiem. Eu puteam face calculul, 26 împărțat de 13, cu 5, 18, minus 7, 11. Și era poate mai ușor. Era X-ul 11, împărțit la 11 și era o treabă mult mai la îndemână. Dar mă, nu a fost teamă, am greșit. Promitem să fim mai atenți. Promitem. Ai un alt exercițiu plăcut? Da. Mai tu chiar te ții din capul nostru așa? Chiar vrei să ne pui la încărcătură? Auzi, dacă ai ajuns să faci un exercițiu în care să nu îl putem face, e cel mai tare. Adică să fii foarte... să muncim mult. Înțelegi tu? Cu cât e mai mult, e paranteze, mai șmecherii pe acolo, băgate, atât e mai frumos. Așa. Să nu vedem acum cu următoare. Da, hai să te felicit că la fiecare exercițiu am găsit ceva frumos. Ai avut câte o șmecherie băgate acolo. Deci ne-ai pus la probă. Așa. Îl facem și pe ăsta și pe urmă trecem la altceva. Și acasă veți compune voi câte 5 exerciții cele mai frumoase. Ca mâine, când ne vedem, să veniți cu cele mai tare exerciții. E frumos? Deci acasă, individual, fiecare, cine face cel mai frumos exercițiu, primește felicitări din partea noastră. Da? Și le evaluăm, ne pronunțăm care a fost mai frumos, ce i-a plăcut la una, ce i-a plăcut la cealaltă. Dar le și rezolvăm? Nu, dacă sunt cu șmecherii, numai cât vii și le propui. Ia să vă văd, știți să faceți exercițiul ăsta. Și noi ne concentrăm. Vine pe urmă Ștefania să spune, asta am și un exercițiu. Ia să văd dacă îl faceți pe ăsta. Știi? Mm-hmm. Și tot timpul, eu fac echipă cu celălalt, cu cealaltă. Da? Mm-hmm. E o frumusețe rară, să vedeți ce interesant va fi. Mâine facem concurs. Cine vine cu cel mai frumos exercițiu? Da? Și să ne pună în încurcătură. Deci Ștefania spune ție Ramona și mie. Da? Și tu, Ramona, pentru mine și Ștefania. Ca să fie o chestie frumoasă. Gata. Acum pune și voi să-l vedem. Să vedem că... Văd că ai prins vreo propunerea de subiecte. Asta e cel mai frumos lucru. Numai cât v-am arătat o leagă și gata, v-ați și gândit. Gata și fără ideea, profesor. Paranteză rotundă. 1045. Minus 407. 407 ori x. 407 ori x. Wow. Închidem paranteza rotundă. Da. Împărțit la 3. Împărțit totul la 3. Închidem paranteza dreaptă. Punem tot într-o paranteză dreaptă la început. Punem tot într-o paranteză. Da. Minus 5. Minus 5. Punem totul într-o acoladă. Bun. Împărțit la 9. Împărțit la 9. Egal cu 8. Egal cu 8, da? Bun. Ștefania, eu îl facem sigur. Sigur ți-l facem. Tu mai propune acolo ca să ai în față, ca să nu stai, să faci în față deja niște chestii începute. Am zis că 5 trebuie făcute, da? Da. Tu începi de pe acum. Filmează, așa te uiți atentă. Și spui. Prima dată putem să facem căderea. Unde aici? Da. 1045-1407. Dar a, nu că e... E legat de mulțime. Nu putem. Deci o să facem 9 ori 8. 9 ori 8. Adică pică paranteza acoladă, nu? Da, cade paranteza. Așa. Echivalentul. Deci, paranteză pătrată. Paranteză rotundă. Așa. 1045 minus 407 ori x. Da. Împărțit la 3 și închidem paranteza pătrată. Corect. Minus 5 egal.
egal cu? Egal cu 9 ori 8. 9 ori 8. Echivalent. Așa. Paranteza, deschidem paranteza pătrată și cea rotundă. Perfect. O... 1045. 45. Minus. 5. Minus 407. Da. Ori x. Da. Împărțit la 3. Totul împărțit la 3. Și... Nu, acum cade... Paranteza dreaptă. Da, pică paranteza dreaptă. Da, cade. Mai bun. Da, cade paranteza dreaptă. Așa. Minus 5. Minus 5. Egal cu... Egal cu 72. 72. Da. Echivalent cu... O... Pe te las pe tine. O 1045. 1045. Minus 4. Minus 407. Ori x. În paranteză rotundă. Împărțit la... Împărțit la 3. Egal. Egal cu 72. Minus x. Atenție, e scădere și... Și facem adunare. Deci, practic, adunăm pe ăsta, dacă e scăderea, e cam atât. Înseamnă că termenul ăsta descăzut-o, da? Mult, foarte bine. Atenție, mai mult aici. 72 plus 5, da? Plus 5. Echivalentul? 1045. Minus 407. Ori x. Da. Da, împărțit la 3, da. Egal cu 77. 77. Împărțit la 3, egal cu 77. Acum o să cadă paranteza rotundă. Foarte bine. Deci 1045. Minus. Minus 47 ori x. Egal cu 77. Da. Ori 3. Ori 3. Ori 3, da? Da. Echivalent? Acum, 1045. Da. Minus 407. Da. Ori x. Ori x. Egal cu? Egal cu... 3 ori 7, 21, 1 și 2, iar 3 ori 7, 21 și cu 2, și cu 2? 23. Ia să mai facem un dat să nu fi greșit. Zice, 3 ori 7, 3 ori 7, 21, 1 și 2, păstrat, da? Da. 3 ori 7, iar 21, și cu 2 la celălalt, 21 și cu 2, 23. 23. Am zis bine, nu? Da. Bine, perfect. Echivalent. 1045 minus 400. Mai cine a făcut aici? Mă știi și mie chiar a fost ea mai aici. Cine a putut face? 4. Deci, o să facem 1045 ori x. Nu e ori x. X-ul se mulțește numai cu 407. Îl luăm pe 1400. Ne închipui, ăsta e descăzutul, ăsta e scăzătorul și ăsta e rezultatul. Și noi trebuie să lăsăm pe scăzătorul. Facem 407 ori x. Așa. Egal cu 1045 minus... Bravo! Bravo! 231. Perfect! Perfect, da? Scăzătorul, le vezi și șmecherii ne-au băgat. Ne-au băgat în încurcătură. Adică ăsta tot l-a făcut scăzător. Și atunci,
din descăzut scădem rezultatul ca să găsim descăzutul. Da. Foarte bine zis. Deci 407 ori x egal cu? Egal cu 1045 așa. Minus 231. 231. 407 ori x. 407 ori x egal, egal cu 1 din 5 4 3 din 4 1 2 din 0 nu se poate, ne-am încurcat. 2 din 10 8 814. Acum x egal cu 814 împărțit la 407. La 407. X egal cu... X egal cu... 400, 800. De două ori, sfert. Da. Și 7 ori 2, 14. Și merge perfect de două ori. Da. Bravo! X egal cu 2 este rezultatul. A făcut-o este foarte frumos. Din ce în ce mai tare ești? Din ce în ce mai puternică? Știi ce? Ai prins gustul ca să compui exerciții și acum nu te mai lași. Ștefania, data viitoare îi faci tu niște exerciții ca să te ține minte. Da. Da? Deci ai văzut să fac calculul până la capăt și să pune X-ul la început. Că ăla sunt exerciții mai tari. Da? Da. Iar dacă pui mai la sfârșit, să fac calculul numerici acolo, cum ai făcut tu în culise, și exerciții devine mai ușurat. Asta era. Da, fetelor, sunt foarte, foarte mulțumit de voi că ați prins gustul ăsta a compunerii exercițiilor. Și unde mă lăudam eu până acum că știu să compun exerciții și că fac exerciții frumoase, acum ați trecut voi pe locul întâi și ați descoperit cum să faceți exerciții de astea, cu paranteze cât mai șmechere. Și cel mai important, la școală, veți spune, hai, cine face exercițiul ăsta? E compus de mine. Este o bucurie mare în suflet când spui, e compus de mine. Dacă îl găsiți undeva într-o culegere, să nu-mi arătați mie culegerea. Nu există. Deci nu mai există nicio culegere, pentru că e creația ta, e propunerea ta. Că nu ai nimerit un autor perfect. Spuneți, toate cărțile noastre care le aveți voi din bibliotecă și cercetați dacă găsiți chestia asta. Nu găsiți. E compus de mine. De aici e frumusețea. Super. Deci, la temă, avem de făcut probleme de-astea? Deci, ca temă, de compus. Temă, de compus 5 exerciții. Tu te gândești la cine să le compui. Spre Ramona și Ramona spre tine. Dar tot atât de bine îl propun și la școală. Printre voi, colegi, așa. Hai să-ți arăt un exercițiu. Dacă îl poți face. Știi? Și te spui, eu l-am făcut. L-am propus eu. Și toți o să fie foarte, să spunem așa, surprinși. Toți o să fie surprinși și o să se întrebe, dar de unde e ghișițiul ăsta? Cine? Cum l-a făcut? Deci asta e frumusețea. Astăzi am făcut niște lucruri deosebite frumoase. Da. Am învățat să compun mai ghișiți. Deci asta le-am spus, o să fie cele mai fericite când la clasă s-o duce și la colegi o spune, căutați voi găsiți-o ăsta, ele vor compune, dacă îl găsiți undeva făcut, propus. De ele știu. Le-am comunicat o șmecherie, cum se compune găsițile. Că propunătorii de găsiții nu sunt niște oameni supra-oameni. Sunt oameni obișnuiți. Sunt oameni, normal. Da, da. Și când voi vedeați găsițile acelea cu paranteze care vă speriau, vă întrebați, oare cum ai fi făcut ăla? Și astfel am comunicat. Până acum era secretul meu. Și ați divulgat secretul. Dar ne-am divulgat secretul. De acum sunt un pic trist, că n-am să mai am eu să spun că am făcut un exercițiu, am găsit un exercițiu undeva interesant. Nu. Voi știți că să compuneți exercițiile așa. Ia mâine compuneți voi un exercițiu pentru domnul profesor. Cinci le-am propus. Cinci o să propun. Și își propun fiecare una și eu fac echipă cu cealaltă. Deci Stefania îi propune lui Ramona și eu fac cu Ramona echipă să rezolvăm. Invers. Ramona va propune lui Ștefania și o fac atunci cu Ștefania, echipul să rezolvăm. Și discutăm la sfârșit care au fost cele mai frumoase. Ei le vor spune. Care i s-a părut interesant.
Depinde cât de mult ne-au solicitat și cât de mult interes am depus. Da? Deci este, începem o activitate foarte frumoasă, interesantă, cum nu am găsit. Dar nu numai eu, din port. Toți cei care ne privesc vor fi aflat acest lucru. Da. Da? Asta este spectaculos. Da, bravo. Acum să facem altceva. Problemele acelea cu... într-un bloc sunt apartamente cu două și cu patru camere. Deci într-un bloc sunt apartamente cu două și cu patru camere. Cu două și cu patru camere. În total sunt 8 apartamente. În total sunt 8 apartamente. Dacă numărăm camerele, deci dacă numărăm camerele celor tuturor apartamentelor, dacă numărăm camerele, sunt 20 de camere. Câte apartamente sunt cu două și câte sunt cu patru? Câte sunt cu două și câte sunt cu patru? Deci, repet încă o dată. Deci, într-un bloc sunt 8 apartamente, în total. În aceste 8 înseamnă și cu 2 și cu 4. Numărul camerelor, în totalitate, numărul camerelor, este de 20 de camere. Întrebarea este, câte sunt cu 2 camere și câte sunt cu 4? Câte sunt cu 2 și câte sunt cu 4? Sunt cu două și câte sunt cu patru. Seamănă problema asta? Cu metoda presupunerii. Așa. Acolo trebuie să fie pe ideea, metoda presupunerii. Și seamănă cu problema deja făcută de noi cu găini și iepuri. Când am zis găinile stis că aveau două picioare și iepurile patru. Dar am modificat problema încadrând-o cu apartamente. Așa, să ne uităm de acolo în urmă, să ne amintim cum am fost acolo, cum făceam la două și la patru. Făceam cu cerculeți, cu cerculețe, îți amintești? Ștefania, cu cerculețe am zis blocul. Hai să zicem cerculețe, 8 cerculețe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și de acum vă las pe voi. Cu 2 și cu 4. Presupunem că toate au, sunt camere cu 2. Deci toate au apartamente cu 2. Apartamente cu 2. Și punem două liniuțe. Da? Și facem 8 ori 2 și... Ca să vedem câte camere am consumat. Câte camere am consumat și apoi 20 minus 8 ori 2 egal cu 17 și apoi 20 minus 17. Așa. Deci, 8 ori 2, Ștefania, este bine să spune? Da. 8 ori 2, din ce motiv ori 2? Pentru că am presupus că sunt cu două. Toate sunt cu două câte camere. Două camere, da? Și acum vedem câte camere ar fi s-ar fi consumat. 8 ori 2 egal cu 16 camere.
Și acum? 16... Nu. 16... 20. Din 20, din totalul camerelor. A, facem 20 minus 16. Foarte bine. Deci 20 minus 16 egal cu? Egal cu... Hai. 6 din 10, 4. Nimic, da? 4 camere. De la 20 până la 16, 4, da? Deci 16 minus 20 egal cu 4 camere. Ei, aceste 4 camere, ce facem? Așa le distribuim la cele de 2, le transformăm în 4. În 4. Câte mai, câte mai trebuie? Câte camere mai trebuie acestui apartament care e de 2 ca să devină cu 4? Două camere. Două camere. Eu aveam 4. Deci, mai am 2 acum. Și celelalte 2 camere, unde am să le pun? Am să le pun la o altă. La un alt apartament, să transform pe ăsta de 2 în 4. Câte sunt cu 4 acum? Cu 4 sunt 2. Corect. Și cu 2 sunt 6. 6 din 8. Dacă 2 au fost cu, da, o dimensiune cu 4 și 2 cu sunt... Ia să vedem dacă e corect. În total sunt 8, cum e de așteptat, nu? Iar dacă numărăm camerele, sigur 20 sunt. Dacă 8 ori 2, 16. Sau dacă vrei, 6 ori 2, 12. Da. Și 2 ori 4, 2 ori 4 fac 8 și cu 12 fac 20, nu? Perfect. Tot cu 8 camere, tot cu 8 apartamente. Deci, într-un loc sunt tot 8 apartamente. Iar numărul camerelor este... Numărul camerelor este 14. Numărul camerelor este 14. Ștefania, ai ceva de spus? Ți se pare ceva că nu e în regulă? Fă cerculețile și să distribui cele 14 camere la 8 apartamente. Te uiți cam într-un ochi la mine, așa ceva nu-ți place. Ce-am greșit? Camerele trebuie să fie peste 16. Asta era. Peste 16. Că dacă am presupune că sunt câte 2 camere... Și trebuie să fie număr par. Număr par? Sigur că da. De la 16 încolo. Nu prostia care am spus-o eu, o tâmpenie am spus acolo cu 14. Da? E o mare greșeală. Deci nu, problema nu are soluție așa. Deci, Stefania, asta te uitai tu și ți se părea că ceva nu e în regulă. Sigur că da. Deci numărul camerelor trebuie să spun de la 16 încolo. Data trecută am pus 20. Uite, spun, numărul camerelor este 40. Numărul camerelor este 40. Și tot 8 apartamente? Tot 8 apartamente. Tot apartamente. Numărul camerelor este 40. Cine sare la mine? Cine se sesizează? 40 numărul camerelor. Numărul camerelor 40. Tot 8 apartamente, sunt câte
două și câte patru camere și camere sunt 40. Cine observă? Ce e aici interesant? Păi fi greșit iară? Numărul 40 de camere. 40. De ce nu e corect, Stefania? Pentru că dacă facem 40... Nu. Nu putem să aflăm. Pentru că facem 40 împărțit... Hai că observa ceva. Tu ai ceva de spus cu 40-ul ăsta că nu e corect. Deci dacă toate ar fi cu câte patru camere, toate apartamentele cu câte patru, câte camere aș avea maxim putință în cele patru, în cele opt? Deci fiecare are patru, 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 patru de opt ori? Haideți, nu se poate să mă observăm. 4, 4, 4, 4 de 8 ori. Cât ar fi numărul total de camere? Dacă toate, deci presupunem că toate ar fi apartamente de câte 4 camere. Ne-ar da 32 de camere. 32 de camere. Și cât am spus eu? 40. Păi ce tâmpene am spus, vezi? Deci am... E prea mare. Prea mare, sigur că da, prea mare numărul camerelor. Deci eu n-am voie cu camere să mă duc decât în zona de la 12, de la 16, parcă nu, 16, pentru că câte două însemna de 8, 16, și maxim 4, 8, 32. Deci cu 8, cu 8 apartamente, când dau numărul camerelor, trebuie să dau un număr cuprins între cine? Între 16 și... 32. Asta este. Asta e ideea mea. Deci acum v-am mai spus o șmecherie. Eu când am compus problema asta cu 20, cu 8, așa. Alo? Da, sunt la lucru, da? Da. Bine. Așa. Deci, vreau să spun că voi puteți face și voi probleme. Asta, acum m-am străduit să vă comunic, că puteți face și voi cu probleme. Luați un număr de apartamente, câte vreți voi, da? Și când dați numărul camerelor, trebuie să vă încadrați între. Cum eu am luat 8 apartamente, numărul camerelor, deci 8 apartamente, numărul camerelor este cuprins între 16 până la 32. Deci, de la 16 la 32. Pot să dau 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Dar aș putea să dau 31 de camere? Nu, pentru că nu este număr 4. Așa. 2 și 4 fac tot timpul număr 4. Dacă aș fi spus că sunt și apartamente cu 3 camere, atunci mergea să dau și număr impar. Da? Ei, deci aș face o problemă cu 16, o altă problemă aș putea să fac cu 18 apartamente. Când dau cu 16, câte apartamente sunt? Când dau cu 16 camere. O problemă? Cu 16 camere? Cu 8 apartamente în total? Înseamnă că poate 8 sunt de câte camere? Poate 8?
Sunt de două camere. Păi nu, am vorbit așa. Când am dat mai devreme 14, înseamnă că am avut în vedere chestia asta. Deci dacă sunt toate de două, Stefania, ia să urmărim. Deci dacă sunt toate de două, am 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Deci când am dat cu 16, înseamnă că de fapt am dat toate apartamentele cu câte... Câte fac? Câte două. Da, două. Câte două, da. Bun. Iar când dau cu 18, puteți să spuneți în condițiile în care sunt tot 8 și am dat numărul camerelor este de 18, spuneți-mi repede câte sunt cu 4 și câte sunt cu 2. Deci când am formulat o problemă cu 18 camere. Păi sunt o singură cameră, că am crescut cu două. Și la ăstea care era o cameră de cu două, un apartament cu două camere, îi pun pe cele două și am făcut de patru și m-a rămas 7 cu două și una cu cât? Cu 4. Dacă dau 20, înseamnă că alte două le pun aici și atunci înseamnă că am, la formularea cu 20 de camere, am două apartamente de 4 și cele 6 de cât? Cele 6 de 2. Dacă dau 22, înseamnă că o să am 3. Dacă dau 24, o să fie 4 de astea și 4 de celelalte. Deci cu cât măresc numărul camerelor, tot modific problema și atunci pot să compun mai multe probleme, nu? Modificând numărul camerelor și cu numărul total de apartamente știut, pot face mai multe probleme dacă numărul camerelor îl plasez între 16 și 32. Da? 16 și 32. Acasă, formulați voi 5 probleme. Da? 5 probleme. Tot 5. Formulați și le și rezolvați. 5 probleme cu 15 apartamente. 15 apartamente. Vreau neapărat acum, de la voi, să spuneți numărul camerelor, de unde trebuie să înceapă și care e numărul minim și care e numărul maxim de camere. Trebuie să înceapă de la 30 și să... De ce de la 30? Ștefania, tu ești de acord? De la 30? De ce zici de la 30, Ramona? Dacă toate 15 ar fi câte 2, 15 ori 2, da? 15 ori 2 faci 30. Da. Nu pot să spun mai puțin de 30, că e o greșeală, da? De la 30 trebuie să încep. Și maxim cât să fie? Maxim... De 4 ori câte 15, nu? De 4 ori câte 15, 60. 60. Deci de la 2, de la 30, până la 60 de camere, da? La 20, da. Se poate? Fără. Ce faci, bă, bărbate? Băi, te ești în direct acum. Știu. Știi? De unde știi? M-ai urmărit, nu? De multe ori, de ce? Fostul meu elev, la care am fost și diriginte, colegul Aura, nu? Da. Colegul Aura. Nu mă gândeam să fiu vizitat așa în timpul lecții. Ne vedem acolo, da, suntem împreună. E clasa aceea minunată care am avut-o eu și în care 29 ați fost voi în clasă. 29 am terminat. 29 ați terminat și da. 28 au fost studenți. 28 studenți. Da, unul, sigur, cum îl chema? Cristișova. Așa. Și din ăștia... 12, 13, din noi au făcut 17. Au făcut 17 au fost numai la informatică. Nu. No. 12, 13, din noi au făcut două facultăți, au două diplome terminate. Ce da. Majoritatea da. Le-au făcut în același timp. Da. Deci a fost o clasă
Și voi ați fost acea clasă, în timp, nu s-a aflat Adi, da. Adi Dumitrașcu, că era nou special, cea în arțării, da. Clasa 12-a, da. Clasă extraordinară. Este o plăcere să mergem. Cea mai bună clasă care... Care a stat vreodată în... În Bacău. În Bacău. Cu rezultatea acelea. Pe 4 ani de zile am dominat tot ce înseamnă olimpiadă. Tot. La aproape toate materiile. Da, așa este. Deci nu... Când am fost cu voi la informatic, între anua... Din primii... 6. Toți 6 erați pe primul loc. Din primii 12 eram 10 noștri. Așa. Doi s-au băgat în primii 12. Noi am fost 10 și toți am fost în primii 12. Și de asta a trebuit să ajungă la Cotroceni. Da, la Cotroceni, așa. Deci vedeți că nu mai sunt profesori în ziua de astăzi care să scoată. Da, vedeți? Atâția olimpici, atâția copii. Cum să vă spun? Este munca aceea foarte insistentă. Da. Sigur că da, așa profesor. Proful online a apărut din acest stil de a munci. Să ne înțelegem. De aia vă și caută, vă vedeți, au trecut atâția da, ani. Deci rău, vine acum, am mai găsit așa, știi cu cine? Cu Petre și cu Eleașcu. Eram tot timpul la oră. Știu ce preot, da. Și m-am trezit cu el în ore, eram la Moinești în timpul acela, și m-am găsit că deschide ușa, cine am văzut? Petrică. Ce faci, mă, Petrică? Păi, am terminat matematica și cu și teologia. Făcut mai și teologie. Și aia era preot la Dârșa. Nu are nimic da. Teologia acum, matematica. Ba, are. Are? Păi, sigur. Este extraordinar. Ce are? Păi... Nu știu să cânte dacă nu știu matematică. Nu. Păi asta zic, este, legătura este aici, în ceea ce înseamnă, dacă vreți, infinitul. Dumnezeirea și toată partea aceea. Da, bine, da. Deci acolo ne putem duce. Sigur. Vreau văzut dumneavoastră, am făcut da, matematică. Da. O poți să aprind că nu se duce. Da. Aprinde, că am uitat să aprindem mai între timp. Ne oprim aici, dragilor. Aveți, deci, făcut 5 probleme. Da, uite-o.